seara și bun găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmărim împreună jurnalul regional. Hidroelectrica Slatina are un nou director. Cine este acesta? Aflați la știri. Dar mai întâi să vedem care sunt titlurile ediției. Ce n-au distrus ploile o pot face hoții care dau frecvent iama în lanurile de porumb din comuna Gorjană-Bălești. Nici camerele de supraveghere instalate de autorități nu le stau în cale. Lucrările la clinica de cardiologie din Craiova au început astăzi. Într-un an, aici se vor putea face intervenții chirurgicale pentru care pacienții sunt trimiși în acest moment la Timișoara sau București. Prima ediție a taberei internaționale de sculptură în piatră a debutat astăzi în comuna vâlceană Măciuca. Hidroelectrica Slatina are conducere nouă. Cornel Silviu Tatuc, inginer șef al uzinei, a fost revocat din funcție și înlocuit de George Gabriel Stoica. În desemnarea noului director s-a ținut cont de experiența acestuia în exploatarea hidrocentralelor, uzina fiind, prin excelență, entitate de producție a energiei electrice. Noul manager al sucursalei vâlcene a Hidroelectrica a declarat că are ca obiectiv general exploatarea în siguranță a centralei hidroelectrice din patrimoniu. Stoica a ocupat funcția de șef secție la SC Slamec S.A. Slatina în perioada 1998-2000, iar între 2000-2002 a fost director general executiv la SC Transcar Old Slatina. De 12 ani activează în cadrul Hidroelectrica S.A. uzina Slatina, unde a ocupat funcțiile de inginer, șef serviciu de rulare lucrări retehnologizare și director la retehnologizare. După ploi, localnicii din comuna Gorjană-Bălești se confruntă cu o nouă amenințare. Imediat ce porumbii au început să se coacă, hoții au dat iama în lanuri. Oamenii sunt disperați, iar primăria a montat chiar camere de luat vederi pentru a-i putea identifica pe infractori. Proprietarii culturilor de porumb din comuna Bălești se gândesc chiar să se mute lângă lanuri. Disperarea oamenilor care se trezesc fără mare parte din munca pentru care au trudit o vară întreagă e greu de descris în cuvinte. Se fură, da. Și porumb și fasole mi-a furat. Și doblez mi-a luat de pe loc. M-a ales la locul de acolo și toți dobleții care erau mai mari și mai frumoși mi-au dispărut. Dacă o fi cazul, trebuie să-i păzim. Dacă ori mai veni să mai pure. Dar bine, că așa sunt învățat. În ceea ce mă privește, da, dar nu știu dacă, ce să fac singur. Singur mi-e frică, că dacă te duci singur și îl găsești acolo doi, trei, că ăstea că nu umblă, care fură, nu umblă de unul singur. Fură, umblă numai câte doi, trei, ca să nu le fie frică, că dacă îi găsește stăpânul acolo să... Da, nu ai curaj să te duci de unul singur ca să te iei de ei, nu poți să le zici nimic. Pleci și îi lași în pace. În comună au fost montate camere de luat vederi tocmai pentru a identifica pe hoți. Cu toate acestea, tâlharii nu se sperie și continuă să facă ravagii în culturile oamenilor. A apărut semne că în lunca Băleștilor se produc furturi. Noi avem camere de luat vederi la Ciobanu, cam în toate punctele de ieșire din luncă către drumul național 67. De asemenea, am luat măsură ca din cadrul poliției locale pe fiecare schimb să patruleze câte o persoană, un polițai local. Polițiștii sfătuiesc pe proprietarii de culturi să-și ia măsuri de precauție. Având în vedere apropierea sezonului de toamnă, perioada de recoltare, transport și depozitare a culturilor agricole, polițiștii gorjeni recomandă cetățenilor, în special celor care locuiesc în mediul rural, să adopte măsuri de siguranță suplimentară și paza a produselor agricole în vederea prevenirii unor infracțiuni de furt de acest gen. Echipajele poliției locale din comună vor efectua acțiuni de control pe timpul nopții în preajma culturilor de porumb pentru a preveni furturile. Lucrările la clinica de cardiologie ce se va ridica în curtea Spitalului Județean de Urgență Craiova au început astăzi. În acest moment se defrișează zona respectivă, iar în câteva zile va începe construcția propriu-zisă. Medicii spun că aici se vor putea face intervenții chirurgicale pentru care pacienții sunt trimiși de regulă la clinici din alte orașe, precum București sau Timișoara. Clinica de cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară va fi construită pe o suprafață de 2000 de metri pătrați. Este vorba de o investiție a Consiliului Județean Dolj în valoare de aproximativ 12 milioane de lei. Lucrările au început în această dimineață. Se defrișează, se împrejmuiește organizarea de șantier. Astăzi, mâine se termină, se pune și gardul, se termină organizarea de șantier.
aceea va începe construcția efectivă. După aceea va începe construcția efectivă. Clinica va avea 10 saloane pentru pacienți și 2 săli de operații. Va fi de asemenea prevăzută cu sisteme moderne, de la cele de supraveghere video la cele de apelare a asistentelor și infirmierelor de către pacienți. Mai mult, din clădire se va putea ajunge în corpul principal al spitalului. Se vor putea face intervenții invazive, în sensul că un pacient care a făcut un infarct miocardic să nu mai fie transportat la București sau la Timișoara cu elicopterul sau cu salvarea pentru desfundarea arteriei responsabile de infarct, ci să fie rezolvat local. În al doilea rând, prin realizarea clinicii de chirurgie cardiacă, sperăm să putem efectua aici operații care până acum pentru care oamenii până acum a trebuit să se plaseze în alte centre. Schimbări de valve, bypass autocoronarian. Stau chiar lângă spital și îmi pare foarte bine. Foarte bine, mai ales că soțul meu a decedat la Timișoara, pentru că nu a fost aici cardiologie. Deci este foarte binevenit. Considerați că era nevoie? Da, da, foarte mare nevoie pentru... Și eu la fel am probleme cu inima și urmez un tratament. Sper să ajung să vin și eu aici. Cred că e un lucru foarte bun, pentru că nu o să mai fie nevoie să mai meargă pacienți la Brașov, la Cluj, la București. O să avem și noi aici în județ o clinică care o să se folosească oamenii care au nevoie. Reprezentanții firmei de construcții spun că lucrările nu vor afecta în niciun fel circulația ambulanțelor. Intrarea pe șantier se va face pe un drum paralel prin spatele chioșcurilor de la stradă. Termenul de finalizare a clinicii de cardiologie este 25 august 2015. Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului a debutat cu stângul pentru un elev din județul Olt. Acesta a fost prins încercând să copieze în timp ce susținea proba la limba și literatura română în centrul de examen de la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina. Din cei 840 de înscriși la nivel de județ, 175 au decis să nu se mai prezinte la examen. Cei mai mulți absenți au fost la centrul de la Colegiul Național Agricol Carol I din capitala Oltului, peste 40. Chiar dacă vara se apropie de sfârșit, piscinele din Slatina nu au scăpat de controle. 5 dintre acestea au fost verificate în ultima săptămână de comisii mixte stabilite prin ordin al prefectului județului Olt. S-a dispus prelevarea de probe de apă pentru examen chimic și microbiologic. Doar 3 piscini au fost declarate în regulă până acum, iar la una dintre acestea rezultatele sunt încă în lucru. Ultima verificată era nefuncțională la momentul controlului. Administratorul a fost invitat la sediul Direcției de Sănătate Publică Olt, unde i s-a recomandat afișarea interdicției de utilizare publică a piscinei până la definitivarea lucrărilor de amenajare. Activitatea de verificare a piscinelor, ștrandurilor, bazinelor de not și a unităților de alimentație publică din județul Olt continuă și în zilele următoare. O clădire plină de igrasie în care costumele populare vechi de mai bine de 100 de ani au început să se deterioreze. Așa arată în acest moment Casa de Cultură din orașul Tismana. Veștile bune vin însă de la primărie. Clădirea va fi reabilitată și modernizată în cadrul unui proiect în valoare de 1,5 milioane de lei. Casa de Cultură, aflată în centrul orașului Tismana, se afla într-un stadiu avansat de degradare. Pe lângă lucrările de reabilitare, vor fi efectuate și câteva modernizări și dotări ale clădirii. Proiectul, inițiat în urmă cu 2 ani, a obținut finanțare de la Ministerul Dezvoltării și presupune reparații serioase la acoperiș, tavan, a muzeului din interior și a celorlalte săli. Ceea ce privește modernizarea, ne referim la anveloparea termică, mansardarea spațiului de sub acoperiș, deci sub acoperișul actual, de asemenea amenajeri în interioare, respectiv o scară de acces spre mansardă și realizarea instalației termice de încălzire cu 2 cazane. Pentru că sala a fost în toți anii aceștia de neutilizat în perioada rece a anului. Autoritățile locale promit localnicilor că după finalizarea lucrărilor vor avea o casă de cultură modernă. Căminul avea serioase probleme legate mai ales de igrasia, care în interior producea efecte nedorite și mai ales deteriora costumele populare și exponatele din muzeul amenajat în Casa de Cultură. De asemenea, lipsa instalației de încălzire făcea ca spectacolele, începând din luna noiembrie și până în martie,
să fie extrem de rare sau să lipsească cu desăvârșire. Lucrările au început deja și se vor finaliza în vara anului viitor. Primăria Tismana va asigura 25% din cheltuieli din bugetul propriu. Prima ediție a taberei internaționale de sculptură în piatră a debutat astăzi în comuna vâlceană Măciuca. Este vorba de un proiect cultural ce urmărește să pună în valoare conținutul, semnificațiile și impactul pozitiv al creațiilor și creatorilor contemporani asupra comunităților locale vâlcene. Până pe 13 septembrie, 10 artiști din Franța, Italia, Portugalia, Germania, Polonia și România vor crea sculpturi monumentale în piatră ce vor fi expuse apoi pentru o perioadă nedeterminată în centrul localității Măciuca, în așa fel încât să crească atractivitatea turistică a zonei. În cadrul evenimentului vor avea loc mai multe activități interesante, printre acestea vizite la Muzeul de Artă Casa Simian, Ansamblul Monumental Calea Eroilor, Complexul Muzeal Măldărești și Galeria de Artă Populară Contemporană din Horezu, de asemenea și ateliere de creație pentru cei mici. Tabăra internațională de sculptură în piatră este organizată de Fundația Dumitru Drăghicescu și atelierele Enache Paris, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Vâlcea, Primăria Comunei Măciuca și Consiliul Local din localitate. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea va fi frumoasă și se va încălzi treptat, cerul va fi însă variabil, la noapte se vor înregistra 15 grade Celsius la Târgu Jiu, 16 la Slatina și Râmnicu-Vâlcea și 18 la Craiova și Drobeta-Turnu-Severin. Mâine, mercurul din termometre va indica 26 de grade la Drăgășani, 28 la Calafat, 29 la Cetate, 30 la Craiova și Filia și 31 de grade Celsius la Corabia. Știrile se încheie aici, sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară minunată în continuare.